Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că 2023 a fost anul în care aeroportul internațional Ștefan cel Mare Suceava a depășit cifra de 800.000 de pasageri. Gheorghe Flutur a arătat că din analiza cifrelor oficiale pe anul 2023 se poate constata că ponderea dominantă a fost a pasagerilor pe curse externe. Gheorghe Flutur a subliniat că anul 2023 este anul în care s-a finalizat modernizarea aeroportului Ștefan cel Mare și ne referim aici la finalizarea terminalului 2, care dublează capacitatea de procesare la 1,5 milioane de pasageri pe an și creează condiții de tip european atât pentru plecări cât și pentru sosiri. Tot la finalul anului trecut s-a finalizat proiectul care mărește gradul de securitate și siguranță a aeroportului Suceava prin construirea unui gard inteligent, a unui drum perimetral asfaltat, a unei clădiri de securitate care depostește echipamente de procesare electronică, dar și cele mai noi tipuri de utilaje pentru dezăpezire, pentru intervenție în caz de incendii, pentru întreținut spațiu verde, grupuri electrogene și instalații de iluminare în situații speciale. Toate astea pe proiecte care ating suma de circa 17 milioane de euro în anul care a trecut.